Plățile unice pentru pajiști pot fi cerute și după 15 iunie, inclusiv de către fermierii fără animale. Ordonanța de urgență a Guvernului introduce noi reglementări privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cererile de efectuare a plăților unice pe suprafață vor putea fi depuse de către deținătorii de pășuni și fânețe și după 15 iunie, termen stabilit inițial ca dată limită de înregistrare a solicitărilor, iar fermierii fără animale, dar cu alte activități specifice, se vor număra și ei printre beneficiari. Modificările au fost efectuate printr-o ordonanță de urgență care introduce noi reglementări privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Una dintre modificări completează definiția utilizatorului de pășuni și fânețe, prin includerea fermierilor care nu dețin animale, dar desfășoară alte activități agricole specifice categoriei de folosință a pășunilor și fânețelor. Guvernul arată că astfel este evitată tratarea diferențiată a fermierilor în cazul accesării de către aceștia măsurilor din cadrul noii politici agricole comune. Actul normativ reglementează și posibilitatea depunerii întârziate a cererilor unice de plată și după data de 15 iunie 2015. De asemenea, este reglementat accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plăți pentru suprafețele de pajiști permanente utilizate, indiferent dacă membrii acestora dețin sau nu animale. Până în prezent au depus cereri aproximativ 331.000 de fermieri din cei peste 1 milion de potențial beneficiari ai plăților.